Care este diferența din a susține un partid politic în România sau un candidat independent în România și cum este în Germania? Care este procedura? Ce trebuie făcut și care sunt cea mai bună variantă? Vreau să vă arăt în acest filmuleț pentru a vedea diferențele între aceste două țări. Dar, nu înainte de asta, hai să-i dăm un intro. Vă salut, dragi prieteni, sunt Eric Mocanu și vin cu un filmuleț pentru voi românii din România, cât și cei din diaspora, în care vreau ca să vă arăt diferențele între a susține pentru alegeri, în cazul ăsta alegerile europarlamentare, care vor fi în data de 9 iunie 2024, adică în 3 zile, care este diferența să susții un partid politic în România, un independent în România și cum este în Germania. Care sunt procedurile? Cum funcționează? Ce trebuie făcut? Toată emisiunea asta vreau ca să vă arăt în urma atacurilor care s-au făcut de ieri și astăzi asupra Partidului Aur, asupra Alianței Aur și asupra candidatului independent Silvestru Șoșoacă, care și el a reușit să strângă cele 100.000 de semnături pentru a candida independent la alegerile europarlamentare. Dar înainte de asta vreau ca să vă spun părerea mea, oameni buni, înainte să vă arăt diferențele între România și Germania. Părerea mea este că dacă George Simion în ultimele 2-3 zile nu ar fi atacat pe Coldea și statul paralel, nimeni nu-l băga în seamă, nimeni nu forța ceva pentru aceste alegeri europarlamentare. Este un lucru foarte grav, să spunem așa, ce face sistemul în România astăzi în urma acestui atac pe care George Simion l-a făcut, care, părerea mea, nu este un atac, este realitate și vreau să spun că de ce numai Partidul Aur, de ce doar Silvestru Șoșoacă este luat sub lupă. A existat în live de Partidul SOS, unde erau acolo domnișoare în birou SOS și completau cu mânuța lor susținerile pentru candidaturile la europarlamentare. De ce nu s-a luat măsuri și în urma acelor înregistrări, live-uri făcute de partidul și membrii SOS România? Ei au fost în live, nu eu și nu dumneavoastră. Ei au fost în live și s-a văzut clar cum ei completează acele formulare. Și nu se vede completarea doar de jos, ci se vede chiar filmări sus, în partea numele, prenumele și datele personale a susținătorilor. Nu s-au luat măsuri. În partidul PSD, în partidul PNL, în partidul USR, în toate partidele, așa funcționează în România. Nu se duc partidele mari la membrilor sau la susținătorilor să strângă semnăturile. Se duc așa de fake. Dar fake-urile se fac în birourile din partidele politice, unde se completează și se semnează în fals în numele susținătorului. De ce nu se ia aceleași măsuri, aceste măsuri de control? Vreau ca să vă spun că pe data de 12 aprilie, după ce s-a încheiat alegerile, depunerea candidaturilor, am făcut și o plângere, nu vreau să spun cui, am făcut și o plângere că mie mi-este frică că datele mele personale sunt pe o anumită listă și doresc controlul dacă sunt acolo pe listă. Am depus cererea la BEC, mi-a venit, bineînțeles, un răspuns, păi dacă am suspiciuni, să fac plângere la parchet. Păi stai așa, ce legătură are parchetul? Tu ești BEC-ul, ești care controlezi dacă susținerile sunt adevărate. Ce trebuie să faci atunci? Să iei fiecare susținător în parte și să-l suni. Bun, este absurd. Dar, să zicem, iei de pe lista asta, iei pe 1, de pe lista cealaltă, iei pe 3, de pe lista cealaltă, iei 2 și să faci așa un sondaj să vezi dacă, într-adevăr, acei cetățeni care sunt pe listă, în mare parte, au susținut. Nu. Îmi spune, în urma telefonatului care l-am avut cu Becu, după ce mi s-a respins controlul și mi s-a spus să mă duc la parchet, da?
Mi s-a spus, dar ce credeți, că noi putem să controlăm fiecare semnătură în parte, 200.000 de semnături? Zic, asta este datoria voastră, pentru că în legislație scrie, trebuie să vii cu 200.000 de semnături. Tu, Becu, ești acolo pentru a controla dacă într-adevăr există 200.000 de semnături, dar și adevărate, nu fake-uri. Era datoria Becului, nu parchetului. Da? Plus că în Bec există judecători de meserie. Păi ăia ce fac? Ăia trebuiau, dacă depistau o ilegalitate, să anunțe mai departe parchetul. Era datoria lor, nu datoria altora. Ei sunt Becu, ei admit semnăturile. Dar ce se face? Asta este România noastră, românica noastră cu gropițe, cum se spune, pentru că este vai și amar tașpet. Dar să trecem acum la tema cum funcționează și care este diferența între România de a strânge semnături și cum este cu Germania. Vreau să vă arăt încă o dată pe documente, probabil unul sau altul din voi nu știți exact care este procedura, pentru că probabil nu ați vrut să susțineți pe nimeni, sau poate chiar sunteți membru într-un partid, dar nu ați observat și nu ați văzut cum se strâng aceste semnături. Hai să începem cu România. În România, dragi prieteni, există, după legea electorală, dar este jos, după cum vedeți, aici un tabel, opa, am greșit, aici este un tabel clar unde trebuie să treci ca susținător. Numele, prenumele, data de naștere, actul de identitate. Ai pașaport, treci seria de pașaport, ai un act de identitate ca buletin, adică carte de identitate, atunci treci acele litere, seria și numărul de buletin și în plus semnătură. Atenție! Și în plus o semnătură. După cum vedeți aici pe partea de jos, în tabelul ăsta, se poate trece 10, 15, 20, câți susținători intră. Nici dracu nu îi controlează dacă este adevărat. Cum am spus, Becu îi doare în pix. Noi nu avem timp să controlăm semnăturile. Serios, nu contează. Asta funcționează. În partea de jos a formularului mai vine și încă o declarație în care subsemnatul domiciliat, cel care completează formularul, da, își dă nume, prenume, CNP-ul și toate datele. Da? În partea de jos a formularului vine trecut această, să spunem așa, jurământ că eu care am înmânat susținătorilor acel formular am fost de față când el a completat datele lui personale și a semnat. Asta este. Da? Deci este întotdeauna greu să pui direct pe președintele partidului sau conducerea partidului să spui că el a făcut un fals. Este un pic cam greu pentru că nu el de multe ori, sau în trei sferturi de cazuri, nu el personal fuge după semnături. Sunt ceilalți pe lângă care se duc la oameni și cer semnătură și ajută la completarea semnăturii. Asta funcționează. Nu controlează nimeni. Pe o listă poate să fie câți intră, 10, 15, 20 de susținători, de controlat nici naiba nu controlează. Asta funcționează. De aceea să ajunge în România să voteze și copiii care nu sunt născuți încă, da? Și doiul, putem să spunem așa, și morții. Asta este România. Nu mai există un control. Cine sunt cetățenii? Trăiesc cetățenii? Nu trăiesc cetățenii? Au semnat ei? Au susținut ei? Nu există un control. Și, dragi prieteni, pentru asta vreau ca să vă arăt acum cum funcționează în Germanica. Cum funcționează în Germanica? Ăsta este buletinul meu de vot, de susținere a partidului Liga Plus din Germania. Din păcate, acest partid Liga Plus este partidul românilor din Germania. El nu este la europarlamentare pentru că i-au lipsit 4.000 din 4.000 de susțineri, i-au lipsit 800 de susțineri. Și atenție, în România, acum, vreau un pic să mă întorc înapoi, în România, ca să poți să candidezi ca și un partid politic la europarlamentare, ai nevoie de 200.000 de semnături. 200.000 de semnături. În Germania, ai nevoie de 4.000 de semnături. Dar de ce această mare diferență? Pentru că în România, cum v-am spus pe lista lungă,
poate să semneze și morții. Nu se controlează. În Germania ai nevoie doar de 4.000 de semnături și indiferent de partid care ești, ești un partid nou, cum este Liga Plusul, că e un partid vechi, cum e SPD, Die Grüne, CDU, CSU, da? Tot 4.000 de susțineri au nevoie. Doar că, dragi prieteni, ia uitați-vă aici. Eu, ca să susțin, în prima fază de sus scrie Liga Plus, că susțin partidul Liga Plus. Numele meu, atenție, doar numele meu, data mea de naștere, adresa unde locuiesc, unde domiciliez. Și atunci, cu foaia asta de susținere, că este o foaie goală, singură, atenție, cu foaia asta de susținere, trebuie să mă duc personal la primărie și să-i spun la primărie, dragă tanti, dragă nenea de la Evidența Populației, te rog, confirmă-mi pe buletinul meu de susținere că eu trăiesc și că eu am domiciliu la adresa menționată aici sus. Unde se vede? Da? Unde se vede adresa mea? Și dacă aici jos este completat de primărie, cu ștampila primăriei, cu semnătura angajatului de la primărie, atunci de-abia susținerea îmi este legală. Și această susținere trebuie să o trimit ori la biroul meu a partidului Liga Plus, care l-am în apropiere, ori la centrală, unde este. Și doar când există aceste susțineri valabile de primărie, de-abia atunci se ia în considerare. Ce face biroul electoral din Germania? Se uită pe fiecare pagină, dacă într-adevăr, deci ia fiecare pagină în parte, dacă într-adevăr sunt completate și ștampilate de primărie. Asta este tot. Tup, 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 4.000. Este 4.000? Foarte bine, partidul poate să candideze. Simplu de tot și cu garanția că cetățeanul care susține partidul politic este și viu și trăiește. Da? Tot așa se controlează de primărie dacă ai drept de vot, da? Dacă ai drept de vot, și tot primăria știe și îți dă ștampila dacă ești apt mental, pentru că persoanele care nu mai sunt apte mentale și sunt puse tutore pentru aceste persoane de o judecătorie, deja primăria știe. Și atunci, bineînțeles, că acel cetățean care nu poate să voteze pentru că nu este apt mental, este bolnav, da? El nu primește ștampila de la primărie. Deci se face un triplu control. Persoana e vie, persoana are adresă legală, persoana are drept de vot și persoana este aptă să voteze. Simplu de tot, garanția este dată. Manipulările pornesc mai departe, în secțiile de vot, la manipularea voturilor, pentru că și în Germania se fură votul. Da? S-a văzut la Berlin, după 2 ani de zile, după alegerile din Berlin, s-a făcut din nou alegeri. Din ce cauză? Pentru că o judecătorie a hotărât că voturile și numărătoarea voturilor au fost false, au fost modificate și a fost un scandal imens, 2 ani jumătate. Deci acolo sunt. Dar în prima fază, despre candidatură, asta este. Susținerea trebuie să fie curată. Ceea ce în România, din păcate, nu este și este absurd să ceri pentru independenți 100.000 de voturi, pentru partidele politice 200.000 de voturi. Și apropo, în Germania nu poate să voteze, nu pot candida independenți. Nu există independenți în Germania. Este partide politice doar. Ce au făcut pentru asta independenții din Germania? Și au făcut și ei un partid politic și se numește Freie Wähler. Da? Și ăla este un partid politic care este compus din mai mulți independenți din toate regiunile, din toată Germania. Deci, vedeți, încă o diferență și cu independenții între România și Germania. Dragi prieteni, m-aș bucura dacă ați da, ați distribui live-ul ăsta ca să vadă cât se poate de multă lume, să vadă care este realitatea, să vadă cum în România se ajută din sistem, din sistem, de sus de tot, furtul și ilegalitățile în alegerile parlamentare, locale, prezidențiale și europarlamentare. Din sistem se ajută furtul și manipularea. Păi ce să mai vorbim
despre voturile și ce se întâmplă în secțiile de vot. Asta a fost filmulețul din partea mea cu diferența între susținerea în România și susținerea în Germania a unui candidat sau unui partid politic pentru alegeri care sunt ele. Vă salut, toate cele bune!